Jean Bock în locuința cu scrilor săi la cea a proaspeților în Surăței, dar și la sala Opera Events din Oradea. Autoritățile au căutat documente, înregistrări, fotografii sau tot ce ar putea avea legătură cu dosarul penal deschis pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Toate acestea după nunta cu peste 350 de invitați oprită sâmbătă trecută. Ceea ce se voia a fi o petrecere frumoasă pentru doi tineri proaspăt căsătoriți s-a transformat într-un adevărat coșmar. Odată pentru autorități care se luptă acum cu un număr mare de infectări, apoi pentru familia în cauză, care ar trebui să conștientizeze măcar în al 12-lea ceas gravitatea situației. Echipaje de polițiști, coordonați de un procuror, au făcut verificări în locuințele mai multor familii, dar și în birourile sălii de evenimente în care a avut loc nunta. Autoritățile au căutat documente, înregistrări, fotografii și chiar unități de calculator. Cam tot ce ar putea avea legătură cu dosarul penal deschis pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Dosar deschis după nunta cu peste 350 de invitați, oprită sâmbăta trecută. Perchezițiile au fost dispuse în contextul în care organizatorii petrecerii ar fi refuzat să predea lista cu toți invitații. Polițiștii au fost astfel obligați să oprească nunta și să legitimeze toate persoanele prezente. Mai grav este că tatăl Mirelui, colonelul Eugen Bock, a spus că unii dintre invitați, sosiți tocmai din județul Maramureș, ar fi plecat cu un microbuz înainte de sosirea polițiștilor. Ca atare, anchetatorii nu au nici până acum numărul real al participanților. La ce s-a solicitat? Perchezițiile nu au fost lipsite de incidente. La vila fostului adjunct a fost chemat și un echipaj al Smurt Bihor pentru a acorda ajutor medical soției acestuia, care ar fi făcut un atac de panică după ce întreaga situație a devenit publică. Nunta fiului fostului adjunct al poliției Bihor, Eugen Bock, a fost oprită sâmbătă seară după ce polițiștii veniți să controleze modul în care se respectă măsurile de prevenire a COVID-19 au descoperit în sala de evenimente peste 350 de petrecăreți, înghesuiți unul în altul în plină pandemie. În vreme ce tot mai multe școli intră în scenariul roșu,